Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru luni, 1 mai. Dragilor, așa cum știți, pășim în altă lună, cu altă energie, care vine sub energia generală a spânzuratului. Da? Este o lună în care cu adevărat ni se cere să privim lucrurile dintr-o altă perspectivă. Ni se cere să acceptăm, ni se cere să ne sacrificăm și de ce nu, uite, ca să vedem partea pozitivă a lucrurilor, este o lună mai în care ni se arată o altă perspectivă, este o lună mai în care putem să avem parte de tot felul de conștientizări, da? Este o lună mai în care putem să ținem pur și simplu puțin timpul în loc și să ne concentrăm puțin asupra prezentului, da? E un moment de maturitate, de ce nu? Avem magicianul 1 mai, păi este o zi în care ne vom ocupa de tot felul de lucruri practice, vom fi prinși în tot felul de activități și de asemenea este o zi în care putem să găsim tot felul de soluții la diferite probleme de sănătate, de ce nu? Iar energia generală, arcana majoră, moartea, care vine și ea cu transformări. Simt așa să spun că săptămâna începe, da, chiar cu energia eclipsei care începe să se simtă. E o eclipsă în semnul Scorpionului, despre care am vorbit deja în previziunile pentru toate zodiile pentru această săptămână. Am discutat și în previziunile pentru luna mai, așa că dacă nu ați văzut acele filmări, vă invit să o faceți. O săptămână așa foarte ciudată din multe puncte de vedere. Știți cum e, așa cum începe săptămâna, cam așa e... E toată energia. Discutăm despre o zi de luni destul de ciudată, o zi de luni cu surprize, o zi de luni în care, știu eu, ni se cere să ne mai ocupăm puțin și de viața noastră privată, de ce nu? Și uite că poate să fie și o zi în care, așa cum spuneam, ni se mai arată acolo un adevăr, ni se mai arată un detaliu, însă cu siguranță în ziua de luni va fi nevoie să fim puțin atenți, da? Poate chiar să fim atenți și pe cât mâncăm, ce mâncăm, să fim atenți puțin pe zona aceasta profesională, cei care lucrați, da? Puțină atenție ar trebui aici. Cam atât în mare parte, mai vreau să mai spun doar câteva idei așa pentru luna mai, că o să mai discutăm pe parcurs. Luna mai poate să vină cu tot felul de blocaje, poate să vină cu tot felul de sacrificii, de lucruri și frumoase și mai puțin plăcute. Deși, sincer, cu energia spânzuratului, mereu când a fost câte un eveniment din ăsta mare, mai ales la nivel mondial, mereu a apărut spânzuratul, da. Așa că, na, poate să vină cu astfel de evenimente luna mai, dar, în general, așa, pentru noi ca oameni, dacă ce e la nivel mare, e la nivel mare. Pentru noi ca oameni, vedeți că pot apărea probleme legate de credințele noastre, nu știu, e nevoie să ne sacrificăm sau pot apărea probleme și deodată să spunem, uite, eu nu mai cred în asta, cred în cealaltă. Sau poate să fie chiar o lună în care pot apărea probleme legate de studii, așa că, dragilor, cei care aveți examene, da, pentru că pot apărea întârzieri, anulări, tot felul de chestiuni de genul acesta, deci cei care aveți examene, cei care studiați, luați și învățați cum trebuie luna mai, mai ales că Mercur e retrograd jumătate de lună, deci încercați să învățați pe cât de mult posibil, da? Poate, știu eu, e un moment în care pot apărea și blocaje din acest punct de vedere și iarăși cei care, știu eu, sunteți în partea aceasta de relații, da? Relații de lungă durată, fie vreți să vă căsătoriți, fie sunteți căsătoriți, fie este o relație care pare să ducă, știu eu, într-o direcție bună, ei, aici din nou pot apărea, da, tot felul de situații ciudate. Da. Asta în general, așa, pentru luna mai, o să mai discutăm, repet. Și hai să începem cu zodiile, să vedem ce se întâmplă. Zodia Berbec. Dragi berbeci, pentru voi, prima parte a zilei vine cu niște surprize legate de bani. Faceți voi ceva bun acolo și primiți o recompensă. De asemenea, este o zi în care vă simțiți bine, vă este apreciat modul în care acționați, lucrurile stau bine și pe sănătate. Și undeva pe la amiază vedeți că veți fi prinși cu niște activități din casă și din familie. Poate chiar voi sunteți cei care luați atitudine, însă spre seară vreau să vă atenționez în privința unor certuri care pot apărea cu vecinii, cu rudele, cu anturajul și atenție puțin pe drumuri, dragi berbeci, asta undeva spre seară. Da?
apar tot felul de discuții în contradictoriu, nu sunt neapărat chestiuni negative, chiar în dragoste. Da. Sau uite, luni seara nu e un moment bun să cunoști pe cineva, că nu e ok. Nu vă înțelegeți sau nu sunteți pe aceeași lungime de undă. Avem 3 de monede, prima carte pentru tine și arcana majoră, luna, o conexiune cu zodia pești, rac sau scorpion, împăratul. 3 de monede. Dragi berbecii, e o zi în care sunteți foarte prinși de anumite activități și da, este o zi în care e bine să fiți foarte atenți pe ceea ce faceți. Da? Atenție puțin la muncă dacă ieși lucrați și de asemenea vedeți că într-un cerc de oameni undeva anume ceva nu vă place, ceva nu vă convine. Valetul de bâte, o nouă activitate pe care o faci, o bucurie pe care o ai, dar văd aici foarte mult entuziasm. Ultima carte, împărăteasa, o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță. Uite, este o zi în care până la urmă te simți mulțumit, împlinit, iar femeile să știi că au un rol foarte important în viața ta. Zodia Taur. Dragi Tauri, pentru voi, prima parte a zilei este foarte bună, prin niște discuții foarte interesante pe care le aveți cu un copil, cu persoana iubită sau cine știe, de dimineață vă răsfățați, vă simțiți bine. De asemenea, dragii mei Tauri, este pentru voi și o zi în care puteți să faceți un drum scurt undeva anume, vă puteți revedea cu niște rude, cu niște persoane din anturajul vostru, puteți relua o legătură sau puteți să reluați niște discuții și undeva spre seară nu v-aș recomanda nici vouă o întâlnire cu persoana iubită, dar dacă e neapărat vedeți că apar tot felul de discuții. Atenție și pe cumpărături, dragi Tauri, undeva luni seara, da? Vedeți ce faceți pe acolo. În relația cu un copil, știu eu, pot apărea tot felul de situații ciudate. Unii Tauri e ca și cum vreți și voi să vă relaxați, să vă simțiți bine și când colo mai apare vreun eveniment. Dar pe cumpărături, serios, fiți atenți. Luați strictul necesar, dar nu exagerați că nu e un moment bun. Da? 8 de cupe și 4 de bâte. Se pare că este o zi în care abandonezi ceva și mergi și te distrezi, te simți bine. Poate să fie și o zi în care renunți la ceva anume, abandonezi o anumită situație. Poate pentru unii Tauri este vorba despre o supărare pe care ați avut-o și pe care o lăsați în spate. Apoi avem 8 de spade. E o senzație de blocaj aici. Nu te simți tu suficient de bine sau poate ai ceva de făcut și nu te poți distra cu adevărat, așa cum îți imaginai. Dacă e să ieși undeva, te simți puțin constrâns, te simți puțin ciudat. Ultima carte, împăratul, o legătură cu zodia berbec, poate să fie o zi în care, uite, poți să-ți schimbi anumite reguli pe un anumit domeniu și poți avea și o legătură cu o persoană cu autoritate asupra ta sau o persoană care este undeva la nivel înalt. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, pentru voi prima parte a zilei vine cu niște surprize foarte interesante legate de casă și de familie, dar e ceva legat și de trecutul vostru. Poate e o persoană pe care n-ați mai văzut-o de mult timp, nu v-ați mai auzit cu el sau cu ea. Este o zi de luni în care tu ai o intuiție extraordinar de bună și uite că undeva pe la amiază poți ai niște discuții cu niște prieteni legate de bani, legate de o ieșire și poate să fie și un moment în care vrei să cumperi ceva pentru casă. Acum, eu n-am nimic împotrivă, dar repet, având în vedere că guvernatorul tău, Mercur, e retrograd și ești în zodia banilor, atenție, dar, repet, faci cum vrei, dar nu mi-asum, e treaba ta ce faci. Uite, undeva spre seară pot apărea conflicte în relația cu rudele sau în relația cu niște persoane din trecutul tău. Da. Hai să vedem, dragi gemeni, ce faceți voi. Puteți să primiți niște bani, să dați niște bani, iarăși, de ce nu? Arcana majoră, faetonul pentru tine și valetul de bâte. Faci niște activități noi care îți fac foarte multă plăcere și uite, văd un drum pe care îl faci și te distrezi, te simți bine. Poate știu eu, te vezi cu niște prieteni, te vezi cu niște persoane dragi ție. O legătură văd aici cu zodia rac pentru unii dintre voi. Regele de bâte, mai văd o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. E, uite, regele ăsta de bâte vorbește despre bucurie, despre succes, despre o reușită pe care o poți avea, da? Reușești și te afirmi într-o situație. Sau uite, intri în contact cu o persoană care pur și simplu îți ridică moralul.
Nouă de cupe, o bucurie foarte mare pentru sufletul tău. Nouă de cupe vorbește despre mulțumire, împlinire. E ceva acolo ce-ți place ție foarte, foarte mult, da? Uite, cineva vine către tine, vă întâlniți, stați de vorbă, discutați tot felul de lucruri. Zodia Rac. Dragii mei raci, pentru voi prima parte a zilei vă găsește fie în compania prietenilor, fie pe niște drumuri scurte pe care le faceți, sunteți foarte concentrați pe așa ceva, puteți să mergeți undeva într-un grup mare de oameni, într-o adunare de oameni. De asemenea, este o zi în care aveți foarte multă energie și o zi în care o să vreți să aveți grijă de toată lumea, o să vreți acolo să fiți în centrul atenției. Da, e ok, însă, dragii mei raci, vedeți că undeva spre seară e bine să acordați cea mai mare atenție sănătății, dar și discuțiilor cu anturajul, cu rudele, cu prietenii, pentru că pot fi niște secrete care ies la suprafață sau pot fi niște discuții ceva mai acide. Hai să vedem, dragi raci, ce faceți voi. Șase de bâte, uite, ai o bucurie foarte mare, ți-am spus, te afirmi în fața celorlalți, toată lumea te aplaudă. Faetonul, care este cartea ta, păi e o zi în care faci drumuri în locuri publice, în locuri oficiale sau este o zi în care ai parte de foarte mult succes și de foarte multă vizibilitate. Doi de monede, poate chiar îți cumperi ceva sau dai niște bani, este și o zi în care ești prins între două grupuri de oameni, două persoane, chiar o zi foarte interesantă. Da? Apoi ultima carte, 4 de spade. Vezi că spre finalul zilei o să dorești mai mult să te odihnești, să te relaxezi și uite că ziua de astăzi te va pune foarte mult pe gânduri în legătură cu o situație și vei sta, te vei retrage și vei analiza foarte mult tot ceea ce urmează în viața ta. Da? Zodia Leu. Dragi lei, pentru voi prima parte a zilei vine cu niște surprize plăcute din partea persoanei iubite, din partea partenerului de viață, din partea unui părinte, a unui șef sau e o surpriză acolo legată de reputația ta, legată de cine ești tu prin societate. Undeva pe la amiază, atenție puțin pentru că ai niște bani de dat unei persoane sau cineva ți oferă ție niște bani, sunt niște discuții pe plan financiar aici, atenție pe alimentație pentru tine, da? Vezi, nu exagera cu absolut nimic. Și de asemenea, dragii mei lei, undeva spre seară pot apărea conflicte în relația cu persoana iubită privind viitorul relației și având în centru ideea aceasta că cineva nu e suficient apreciat, cineva nu e suficient ascultat într-o situație și uite, nu e un moment bun nici pentru tine, luni seara să te vezi cu cineva sau să ai niște discuții importante. Dacă vrei să ieși într-un cerc de prieteni, la fel, pot apărea tot felul de situații ciudate. Fie nu te simți tu apreciat, nu te simți bine, fie pur și simplu alți lei vă îngrijorați privind viitorul vostru financiar, privind viața voastră. Hai să vedem, dragi lei, ce faceți voi. Luna, o legătură cu un rac, pești, scorpion, asul de bâte. Este o zi în care ai un chef nebun să te distrezi, să te simți bine. O zi în care ai foarte mult curaj, ai foarte multă energie, însă ar fi bine să fii puțin atent, așa cum am spus. 5 de spade. E ceva ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine. Poate să fie o zi și cu certuri sau cu discuții în contradictoriu, dar uite că este o zi în care intuiția te-ar putea ajuta și te-ar putea scoate dintr-o situație neplăcută sufletului tău. Împărăteasa, o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță, este o zi cu adevărat pentru tine în care până la urmă vezi partea practică a lucrurilor și îți dai seama că asta contează și uite, femeile au un rol foarte important în viața ta. Unii puteți să asistați la un conflict între două femei. Dacă ești femeie, nu e neapărat nevoie să fii tu implicată, da? Zodia Fecioară. Dragi fecioare, prima parte a zilei pentru voi vă surprinde în mod plăcut în legătură cu activitate, în legătură cu niște vești bune care apar și uite că poți să ieși și tu într-un grup de oameni, să te simți bine, să faci o ieșire undeva anume și uite că este și o zi foarte interesantă pentru tine în care poți să comunici, poți să te afirmi în fața celorlalți și bineînțeles că vei dori să ai grijă de toată lumea și tu, însă undeva spre seară vezi că pot apărea conflicte
conflict în relația cu femeile importante din viața ta, adică partenera de viață sau un părinte, poate șefa, nu e neapărat nevoie să fie vorba despre o femeie, dar e ceva acolo ce te agită, da? Ceva legat de o persoană cu autoritate asupra ta și încearcă să fii puțin atent sau atentă, da, din acest punct de vedere. Hai să vedem, dragi fecioare. Justiția și regina de monede. La baza pachetului 5 de spade. E o nedreptate aici pe care o simți tu. Justiția vine cu o legătură cu zodia balanță sau unii dintre voi puteți să faceți o înțelegere cu cineva, să semnați un contract. Da? Este o situație destul de ciudată, aș spune eu. Apoi avem aici regina de monede, care poate să fie cartea ta. E o zi în care banii contează, o zi în care ești foarte mult concentrat pe plăcerile tale, pe partea aceasta materială, dar totuși e ceva aici ce nu-ți place. Da? Ultima carte, 8 de monede. Uite, e o zi în care lucrezi, fie lucrezi fizic, fie te preocupi de ceva anume. Dar, uite, e un moment în care începi să-ți urmărești și tu propriul interes și asta e foarte, foarte bine. E ceva ce nu-ți place în legătură cu niște bani sau în legătură cu niște cumpărături. Zodia balanță. Dragi balanțe, prima parte a zilei pentru voi vine cu niște surprize, cu niște activități care apar pe neașteptate și au legătură cu un copil sau cu persoana iubită, pentru alții e ceva legat de o afacere. Trăiți intens, vă simțiți bine, însă nu exagerați, da? Că nu aveți energia necesară. Apoi, este o zi pentru voi în care reușiți să rezolvați niște situații foarte interesante în relația cu o persoană importantă din viața voastră. Acum e 1 mai, nu știu ce e deschis și dacă se pot rezolva chestiuni legate de acte sau măcar o înțelegere să o faceți. Dacă ești lucrați sau sunteți preocupați de așa ceva, e o zi bună, da? Însă, dragi balanțe, atenție puțin spre seară pe sănătate și vedeți că e un moment acolo în care ceva chiar vă scoate din zona de confort. Posibil chiar să aveți o surpriză din partea unei persoane cu autoritate asupra voastră, da? Partenerul de viață, șeful, știu eu, și undeva spre seară e un moment în care se întâmplă tot felul de lucruri la care nici măcar nu te-ai fi gândit și ești luat prin surprindere. Așa că lasă lucrurile să curgă că e mult mai bine așa. Nebunul. 4 de bâte. Foarte interesant. Dragi balanțe, este o zi în care petreceți, o zi în care vă simțiți liniștiți, vă simțiți bine, vă treziți așa cu o dispoziție foarte bună. Poate să fie și o zi aglomerată. Apar persoane care vă vin în vizită pe neașteptate. Voi mergeți în anumite locuri pe neașteptate, vă simțiți bine. O bucurie vă din partea unui copil sau din partea unei persoane, dragi vouă. 3 de spade. Păi ia uitați că ceva nu vă place, da? Poate e o zi în care spuneți, uite, mi-au și eu liber, vreau să mă relaxez și apar chestiuni de făcut. Și nu prea vă plac vouă chestiile astea. Ultima carte, Cavalerul de Cupe. O propunere de dragoste pe care o faci unei persoane sau cineva care îți propune ceva pentru sufletul tău. Uite, poate să fie și o zi în care faci tot felul de drumuri către locuri dragi inimii tale sau îți vin tot felul de persoane dragi spre tine. Da? E ceva pe neașteptat, da? Cineva îți spune ceva, se întâmplă ceva și nu-ți place. Da, dragi balanțe, știu că e o perioadă foarte ciudată pentru voi, foarte aglomerată, dar luați și vă mai vedeți puțin și de voi. Da? De marți o să vă recăpătați energia. Momentan luați și vă odihniți că e mult mai sănătos așa. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, pentru voi prima parte a zilei vine cu o surpriză din partea partenerului de viață, din partea unei persoane din trecutul tău, în legătură cu o ieșire, în legătură cu o adunare, cu un grup de oameni. Uite, poți să iei legătura cu o persoană dragă ție și bineînțeles că tot ziua de luni te găsește cu niște soluții pe care le găsești la o problemă pe care o ai. Da, este un moment în care faci o călătorie îndepărtată sau îți vine cineva în vizită, de asemenea te poți ocupa de
nu știu, o relație pe care o ai cu un prieten sau cu o prietenă și persoana aia e undeva la distanță de tine. Deci pot fi și astfel de chestiuni și de asemenea, undeva spre seară pot apărea conflicte în relația cu femeile, în mod special persoane pe care nu le-ai văzut de mult timp, sunt persoane care cumva îți oferă așa o senzație puternică, deci sunt persoane care te provoacă, ca să spun așa, deci pot fi chestiuni legate de femei, în mod special, pentru unii. Da. Nu e valabil pentru toți. Hai să vedem, dragi scorpioni, ce faceți voi. Care e situația? Uite, regele de cupe. Trei de cupe. E o petrecere, o întâlnire aici. Nu știu, o persoană foarte dragă sufletului tău ar putea avea un rol foarte important astăzi. Apoi avem regina de monede, o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Este o zi în care planul fizic are un rol foarte important pentru tine. Poți să te întâlnești cu cineva într-un loc scump sau într-un loc mai special, da? Un cuplu poate avea un rol important, iar ultima carte, 5 de cupe. Dar e o supărare, e ceva aici ce nu-ți place, ceva ce nu îți convine, da? Uite, poate să fie vorba despre o persoană dragă ție sau despre o persoană mai sensibilă, ascunsă, dar și despre o decizie. Da? Atenție puțin, dragi scorpioni. Atenție puțin și pe bani, da? Zodia săgetător. Dragi săgetători, pentru voi, prima parte a zilei vine cu niște surprize plăcute legate de muncă, sănătate sau în general legate de activitățile voastre de zi cu zi pe care le faceți. Undeva pe la amiază sunteți foarte prinși pe tot felul de activități, fie legate de un copil, de persoana iubită. Sunt lucruri pe care trebuia să le faceți și le-ați amânat și acum le aveți de făcut. Deci e un moment foarte intens așa pentru voi, pe de o parte. Pe de altă parte, poate să fie un moment în care pur și simplu e nevoie să faceți ceva spectaculos ca să vă afirmați, da? Sau nu știu, ceva ce voi considerați că e destul de obositor, da? Pe de altă parte, spre seară, atenție puțin în relația cu ceilalți, pentru că aici pot apărea conflicte pentru voi, în legătură cu planurile de viitor, în legătură cu partea practică a lucrurilor, da? E ca și cum vreți să ieșiți în oraș sau vreți să mai stați undeva și cineva vă spune, auzi, da, hai că mâine ești la muncă, da? Nu poți să stai așa târziu, că nu se poate. Ei, ceva de genul acesta. Și atenție puțin și pe sănătate, da. Însă, în general, relațiile cu ceilalți pot fi destul de ciudate. Și aici putem să discutăm de persoane cu autoritate asupra voastră, putem să discutăm despre partenerul de viață. Da, valetul de monede, foarte frumos, și 8 de spade. Este o zi în care ești foarte prins pe studiu, pe a analiza ceva, sau este o zi în care ești la muncă pentru unii dintre voi. Pe de altă parte, este o zi în care pur și simplu studiezi ieșirea dintr-un blocaj, studiezi ieșirea dintr-o situație. Apoi avem Regina de Băte, care este cartea ta. Regina de Băte vine cu distracție, cu bucurie, cu armonie, este acea persoană care te încurajează sau poate, uite, chiar tu ești persoana care îi încurajezi pe ceilalți, care e acolo în centrul atenției, care este sufletul petrecerii. Ultima carte, 6 de spade, se pare că este o zi în care tu vei lăsa în urmă anumite lucruri negative, care nu-ți mai sunt de folos. Și de asemenea, văd aici un drum, o călătorie pe care tu o faci, da? Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, prima parte a zilei vine cu niște lucruri foarte interesante. Fie vă simțiți apreciați de către un copil, persoană iubită, primiți niște bani, primiți cuvinte de laudă, de apreciere, știți voi acolo ceva, vă dați cu părerea și toată lumea vă aplaudă și vă simțiți bine. Da, pentru Capricornii care sunt interesați și de partea de afaceri sau de bani, vedeți că pot apărea informații extrem de interesante pe care le puteți avea astăzi. Din partea unor persoane din alte culturi, din alte religii, pot fi informații care vin din altă țară sau chiar informații care vin direct din planul divin, dar pentru voi e ceva legat de partea practică, adică nu visați noaptea. În momentul de față, da, nu spun că voi nu sunteți și voi spirituali.
Că depinde ce mai aveți pe astrogram. Bun. Undeva pe la amiază, uite, ai niște discuții acolo cu cineva, e ceva ce îți place, e ceva ce te și provoacă, dar e ceva ce îți place. Și e un moment în care poți să ai niște discuții foarte interesante privind un proiect, privind un copil, știu eu, privind un viitor. Și uite, atenție puțin pe sănătate în a doua parte a zilei sau atenție pe activitățile pe care le ai de făcut, că pe acolo fie cineva nu te apreciază, fie sunt tot felul de situații ciudate, cărora trebuie să le faci față. Da? Patru de spade pentru tine, deci este o zi în care vrei odihnă, vrei să te relaxezi, regina de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Uite, este o zi în care citești ceva foarte interesant pentru sufletul tău, dar este și o zi în care ești ceva mai rece, mai detașat. Poate chiar te simți ceva mai obosit, simți nevoia să te încarci, să-ți încarci bateriile. Valetul de bâte, o legătură cu un adolescent pe care unii o puteți avea, dar uite că apare așa o oportunitate să vă distrați, să vă relaxați. Iar ultima carte, arcana majoră, diavolul, care e cartea ta și asta înseamnă că e o zi în care planul material e foarte important pentru tine și până la urmă cu tot cu abordarea ta așa destul de rece, matura lucrurilor, până la urmă te lași și tu purta de evenimente și te simți bine, râzi, glumești și totul e ok. Da, ești foarte mult pus pe gânduri în legătură cu o relație, fie o relație de iubire, de prietenie și de aici lucrurile chiar merg într-o direcție extrem de pozitivă. Zodia vărsător. Dragi vărsători, pentru voi este o zi așa mai aglomerată în care apar tot felul de lucruri de făcut în casă, în familie, dar vedeți că sunt chestiuni asupra cărora voi sunteți cei care preluați atitudinea. E ca și cum vă întâlniți undeva, nu știu, unde voi acceptați, voi faceți mâncarea, voi pregătiți totul și ceilalți, da, sunt și ei pe acolo. Bineînțeles că este o zi în care e bine să fiți atenți puțin și pe sănătate, o să fiți preocupați de muncă. Acum fie lucrați fizic, fie lucrați prin casă sau vă vin musafiri și v-am spus, voi vă apucați și faceți tot ce trebuie acolo. În a doua parte a zilei, spre final, uite, pot apărea conflict în relația cu un copil sau în relația cu persoana iubită, pentru că sunt niște chestiuni ciudate acolo. Da? Pot fi lucruri legate de distanță, legate de stabilitatea relației, pot fi, nu știu, discuții legate de gelozie. Da? Sunt tot felul de lucruri ciudate acolo, încercați să treceți peste. Justiția, o legătură cu zodia, balanță pentru unii dintre voi și cinci de spade. E ceva aici ce nu vă place, dragi vărsători, o decizie pe care cineva o ia, o nedreptate. Da? Apoi avem regina de monede. Uite, e un moment în care tu iei atitudine într-o situație anume, regina de monede vine cu stabilitate, vine cu bani. Da, nu știu, poți avea astfel de discuții, da? Cu persoana de lângă tine. Sau pot fi lucruri și situații în cadrul cărora să nu te simți tu suficient apreciat, să nu te simți suficient de bine. Ultima carte, regele de cupe, o legătură cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești. Este și o zi cu foarte mare sensibilitate pentru tine, dar este o zi în care iei o decizie împreună cu o persoană sau poate e ceva ce nu-ți place în legătură cu un cuplu, în legătură cu niște persoane, dragi sufletului tău. Zodia pești. Dragi pești, pentru voi este o zi în care intrați în contact cu mulți oameni și prima parte a zilei chiar vă găsește cu niște surprize pe care le aveți în urma unor drumuri scurte, în urma unor conversații pe care le aveți cu niște persoane dragi vouă, poate chiar persoane din trecut. Este o zi în care poți să te vezi cu persoana iubită, cu un copil, poți să faci ceva ce îți place ție împreună cu cineva anume. Și este o zi foarte bună să te relaxezi și tu puțin, să te simți bine, chiar dacă ceilalți te vor solicita. Undeva spre seara, atenție că pot apărea conflicte în relația cu o femeie din trecutul tău sau în relația cu o femeie din familia ta. Da? Poate să fie vorba și despre o lipsă de confort pe care cineva o simte. Da?
Unii pești nu sunteți voi neapărat implicați în asta, dar aflați, da, despre o discuție ciudată. 7 de cupe. Ha, 4 de monede. Dragi pești, este o zi în care sunteți atât de relaxați, sigur, pe voi, sunteți bucuroși de ceva anume, încât nici măcar nu vă mai uitați pe unde mergeți. Este o zi în care e bine să fiți puțin realiști. Evenimentele care se vor întâmpla vă vor trezi puțin la realitate. Da? Fiți atenți ce alegeți astăzi. Da? Chiar serios, fiți atenți. Ultima carte, nebunul, o surpriză foarte mare pe care o ai. Poți să cunoști o nouă persoană sau este o zi în care ai foarte mult curaj, ai foarte mare încredere în tine. Ultima carte, 10 de monede, până la urmă stai cu familia, te vezi cu niște prieteni, văd aici o legătură cu o sumă de bani sau 10 de monede poate să vină cu stabilitate materială, da? Poate să vină cu o noutate și o surpriză plăcută legată de casă și de familie, nu știu, pentru unii pești. Da? Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru ziua de luni. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase din weekend. Am uitat să spun la început că eram foarte prinsă să vă povestesc despre luna mai, despre ce se întâmplă pe 1 mai. Și ce să vă spun, a fost un weekend relaxant pentru mine, tot nu m-am odihnit, deci n-am făcut nimic interesant, m-am lăsat purtată de evenimente, dar a fost, cred, cea mai faină zi de naștere de până acum, cu niște conștientizări și niște chestiuni foarte frumoase. Și ce să vă spun, vă aștept la filmările pentru această săptămână, dacă nu le-ați văzut, vă invit cu drag să o faceți și vă invit și la previziunile pentru luna mai, că mai urmează evenimente, chiar mai urmează, da? Sponsoratul vine cu blocaje, vine cu sacrificii. Repet mereu că s-a întâmplat ceva la nivel mare, cam sponsoratul a fost pe acolo prin zona arcana asta majoră și de asta spun că e o lună mai destul de ciudată. Da. Dar în care la fel ni se cere să avem curaj, să fim buni, să conștientizăm că trebuie să renunțăm la niște chestii, să acceptăm. Bun, vă îmbrățișez și vă doresc o zi de luni cât mai frumoasă.